De ce ne trezi la 6 dimineața? Nu e 6, este 8. Și e ca și cum e 6 dimineața. Da, știu, pentru că este sâmbătă, dar domnul Cazacu a zis că vrea să filmăm nu știu ce și avem și o locație surpriză și după trebuie să merg să beau cafea cu Dana și să-mi iau o husă de telefon, că o să-mi sparg telefonul curând și după poate mergem la Anca diseară. Nu mai jos, mai moale lumina. Cred că e minim, nu? O să facem o emisiune cu domnul Cazacu aici de față. Vrei să fii care are doar GoPro. Care are o lumină cu care negociază cu echipa lui să o mai diminueze. Da. Dar el se va descurca să conducă, sper să nu mă pălească niciunde, adică ai hop să. Fără palituri. Palituri. Bun. Și că curând ne vedem pe TVR2? Da. Pe TVR2. Stai drept, la cadru. Eu? Stăm drept la cadru. Da. Și ne duce într-o locație surpriză? Da. Dar o să fii la înălțime, asta e ideea. O să nu vezi. Suntem deja? Suntem deja, dar o să fim și mie la înălțime. Aoleo! Perfect. Ce-mi place mie. See you there. Hei, bună! M-a fost? N-ați auzit? Ba da, am auzit, dar vreau să te întreb pe tine cum a fost. Am zis prostii? Ai zis o prostie, dar ți-o spun pe când închid camera. Dar nu s-a întâmplat așa. Eu spun din imaginația mea. Că am mers cu 180 la oră. Uite că n-ai nicio problemă cu ideea de interviu. Dar bine, mă, de 4 ani de zile. Da, timp. Da. Avea emoții dimineața când eram atât de proată și îmi venea să adorm pe... în timp ce mă macheam. Dacă aveam eu emoții? Nu, ai zis așa... Ești cam obosit, ești bine, ai emoții la interviu și eram... Nu, sunt doar obosit. Nu, e doar somn, atât. Cine este, pentru cei care nu-l cunosc? Cine este? El este Cazacu, în primul rând, și cel mai important lucru este faptul că e din Timișoara, de unde sunt și eu. L-am întâlnit... De acolo pleacă tot. Ne-am întâlnit acum 2 ani și ceva, se fac 3 ani. 2018-2020, da, se fac 3 ani. Ne-am văzut în Exatlon, ne-am cunoscut prima dată și așa era un om care vorbea mult, adică puteai să-l cunoști destul de repede. Să stai 100 de zile cu el, mam, îi știam toate poveștile pe de rost deja, adică, na. Filmăm ceva. Bă, n-am mai văzut una. De fapt, nu mai căsărat pe una. De foarte mult timp, dar nu știu dacă stare să mai fac. Se numește Frânghie. Am urât-o din tot sufletul meu în gimnastică, mai ales când aveam de câte 10. Bă, sincer, nu știu dacă mai pot acum. Îi, și din aia care se întinde. Te-a dat? Una, dau și eu, dau și eu. Nu? De. Diana în mediile ei natural.
Cred că dacă ar sta aici o zi întreagă, n-ar avea nicio problemă. Nu cred. Ia să dacă ne ridicăm. Pune fundulețul. Le ținem. Și coborâm? Da. Ha, de drum. Cum a fost pe perete? Bă, a fost foarte fain, trebuie să venim. Trebuie să venim să ne jucăm și aici. Nu știu cum se numește, o să întrebăm, dar e bleniță. În primul rând că e un exercițiu foarte bun fizic. Și în al doilea rând, e fan. Mai ales să cazi de la înălțimile alea. De magneziu? Da, da, m-am dat cu magneziu. Pare că n-am fost adecvat, mi-am și rupt un pic blugea, e. Da, că nu erau rupt.